Până unde merge trenul ăsta oare? Nu e nicio gară, nu știu unde să cobor. Și mă tem că poate vagonii mai tare. Până mâine seară și mi-e tare dor să cobor la tine, să cobor. Doar o clipă gară dacă ar fi, să cobor la tine mi-este dor, să cobor în fiecare zi.
sufletul vă înflorească, tot ce vi drag să sporească, inima un cer senin, vă salută al dumneavoastră prieten Valentin. Dragi telespectatori, prețuiți și stimați telespectatori, iată din nou în direct alături de dumneavoastră, deși spuneam că mai încercăm să mai difuzăm în redifuzare câteva emisiuni din anul trecut, dar evenimentele curg și cu bune și cu rele, știți că am făcut și din păcate două in memoriam. Dacă au fost in memoriam despre cei care am vorbit, au fost de curând, foarte de curând, din păcate. Iată că și acum pot să spun că e tot o emisiune in memoriam, pentru că ce s-a întâmplat, aceste tragedii care o să vi le prezentăm în această călătorie, s-au întâmplat cu ceva în urmă, dar niciodată nu e târziu să ne reamintim periodic aceste crime, pot să le spun de-a dreptul, pentru că numai atunci putem să nu le repetăm în istorie, noi oameni, și să descoperim adevărul. Mi-am notat eu câteva idei aici, aseară, legat de parcursul acestei emisiuni. Și spunea aici, am citit, se spune despre adevăr că este util celui care îl spune, dar în dezavantajul celui care în avantajul celui care aude adevărul, dar în dezavantajul celui care îl prezintă, pentru că poate să-și trezească discuții aprinse sau chiar ură din partea unora, că întotdeauna toate evenimentele și sportive, n-ați văzut, și istorice, sunt discutate fel de fel de păreri. Drumul adevărului e câteodată anevoios, pentru că e anevoios tocmai din cauza unor contradicții între istorici, între cercetători, dar timpul scoate adevărul la lumină întotdeauna, pentru că el, timpul, ne-a învățat și ne învață multe. Adevărul este și a fost atât de întunecat în unele timpuri ale istoriei, când minciuna, dezinformarea și manipularea au stat la masă cu adevărul. A fost la modă în acea perioadă și parcă se repetă și acum pe anumită scară a politicii românești, dacă n-ar fi și oameni care ar iubi și ar căuta adevărul, s-ar pierde în negura istoriei și am rămâne cu dezinformări care e păcat să nu rămână în memoria generațiilor adevărul, nu minciunea și manipularea. La noi, dragi prieteni, e la modă să nu mai găsim oameni cu bun simț decât pe cei care sunt de părerea noastră. Nu vedeți că am ajuns să ne certăm pe idei politice, pe partide politice și dacă s-a ajuns și la ură. Deci nu mai sunt dezbătute ideile, principiile, ci fixurile și să ajungem în situația deloc plăcută ca cei care sunt de acord cu noi să fie prietenii noștri, ceea ce nu e bine și nu e democrație, ca să spunem și asta. Fapta nelegiuită, de pe urmă, dă naștere pe urmă la altele care seamănă cu cea din tâi. Eu cred că sarcina principală a istoriei este să nu fie trecute sub tăcere și să nu fie date iertării, deși e o poruncă să ierți greșiților semilor, tăi, să ies greșelile? Nu. Eu personal, e o părere personală, mi-asum, să nu fie date iertării atât virtuțile, cât mai ales greșelile pentru faptele cu vinovăție morală și mai ales criminală care s-au produs în istorie. Pentru că numai așa viitorul putem să îl asigurăm fără teamă de infamie la posteritate. Istoria, spunea un filozof, este glasul mormântului, este ecoul atât de clar pe drumul neamului omenesc. Au fost vremuri când nu era nevoie să se caute iadul din cer, din lumea cealaltă, pentru că el, iadul, era aici pe pământ și le-a fost dat la câteva generații să trăiască acest iad, din păcate, și
A fost foarte greu. O să vedeți către finalul călătoriei noastre, după ce o să port o discuție foarte plăcută cu un prieten drag mie și dumneavoastră, cei care l-ați cunoscut și l-ați simțit și îl prețuiți, pentru că este un neas împărat în lucrurile bune, este de o hărnicie inimaginabilă, dar bateria la puterea de muncă îi vine de la aluatul din care e plămădit și vrea să lasă într-adevăr o urmă, o brazdă puternică în urmă. Tocmai a descoperit trecutul frământat al eniei din care face parte cu mândrie și noi să ne bucurăm că am avut șansa să rămână aici, pentru că avea toată posibilitatea să plece în Germania, ca să spun așa. Nu, a rămas aici pentru că sufletul lui este plămădit aici, în zona asta, aici s-a născut și plămânii care împing motorul, oxigenare și a creierului și a organismului uman, nu se poate alimenta decât cu oxigen din Banatul Montan. Asta i-a fost destinul și noi încă o dată să ne bucurăm că acest om, dintr-un alat aparte, este contemporan odată cu noi și a rămas aici alături de noi. Unii oameni găsesc de cuvință că e mult mai ușor să cerșească cerul prin rugăciuni, alții prin acțiuni pe pământ. E, invitatul meu, dragi prieteni, este un om cu o mare și mă mare care a împletit. Da, cerșește cerului prin rugăciuni și muncește și acționează fiind un om cu picioare pe pământ, aici, pe pământ, pentru semene lui și pentru a descoperi și a lăsa istoria eniei germane și buna înțelegere care în Banatul Montan între românii și germani, maghiari și toate eniile care au fost de-a lungul timpului aici. Este vorba despre prietenul meu și a dumneavoastră, domnul Ervin Țigla. Domnul Țigla, cu toată prețuirea mea, în numele meu și a telespectatorilor, vă salut cu multe prețuiri. Mulțumesc frumos, dacă îmi permiteți ca o introducere la această întâlnire de suflet, un consilier de suflet, să mă bucur că mă aflu astăzi aici, în studioul de la Banat TV, mai ales având în vedere faptul că cu o zi în urmă acest studio și-a sărbătorit ziua de naștere și din toată inima adresez un cuvânt de felicitare, un cuvânt de mulțumire și o urare de prosperitate pentru echipa de la Banat TV, de la Banat FM, toți cei care lucrează în Banat Media, acum la ceas de sărbătoare, fiindcă a fost ieri, dar putem considera și astăzi. Iar pentru dumneavoastră, sigur că cuvintele pe care mi le-ați adresat, ați adresat celor care ne urmăresc, sunt pentru mine personal o recunoaștere, dar aș vrea și eu, la rândul meu, să îmi exprim bucuria de a fi în cadrul acestei emisiuni, o emisiune apreciată atât în țară cât și peste hotare, o emisiune care în vara acestui an își va sărbători un jubileu. Mă bucur pentru această prietenie și mă bucur pentru această solidaritate. Solidaritate a prieteniei, a umanității, de care dați dovadă cu toți invitații de-a lungul pe care i-ați avut și care sunt convins că vor fi și în viitor oameni cu caracter, oameni cu simțul răspunderii pentru această comunitate în care trăim cu toții, dumneavoastră, eu și mulți alții care ne privesc. Mulțumesc, domnul Țigla, mă onorează ce ați prezentat despre mine și emisiune. Pentru merge mai departe, dacă sunteți sănătoși, pentru că ne luăm după îndemnul, domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, ceea ce sperăm să nu fie, nu este dobrit de tot, căci domnul îl apucă de mână și îl duce mai departe. Asta a fost deviza emisiunii
călător fără bilet tot timpul. Și azi, mai ales azi, e zi de sărbătoare. 2 februarie, zi de sărbătoare în calendarul ortodox, în calendarul catolic, dar și în proverbele și în zicătorile românilor, ca să spunem, ziua ursului. Da, dacă își vede ursul, da, coada. Da, deci, o zi deosebită, da, în calendarul din acest an, 2 februarie, scuze. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici și pentru faptul cum ne-am introdus în tematica acestei zile. De ce spun acest lucru? Fiindcă am putut vedea câteva picturi realizate de Anton Ferenczyk, de Franz Binder, de Doina și Gustav Linga și de Viorica Ana Farkas, cei care au ilustrat cu penelul o perioadă sumbră a istoriei germanilor pe aceste meleaguri. Este vorba despre deportarea etnicilor germani în fosta Uniune Sovietică, care a debutat în mijlocul lunii ianuarie a anului 1945. Este și, putem spune, punctul cheie sau cuvântul cheie pentru ceea ce ne-am adunat în această seară și vă mulțumesc. Cu mult drag și sunt sigur și pentru telespectatori cu mult interes vor urmări călătoria noastră. Trebuie să le spunem că după orele 21 vor avea ocazia să urmărească un documentar cutremurător, dar care exprimă adevărul, pentru că televiziunea, pe lângă mesajele care le transmite, sunt și vizuale și poate să te trezească într-un moment de meditație foarte profundă la ce a fost în istorie și ceea ce, încă o dată spunem, nu ne-am dorit să se repete niciodată. Și uite că au fost generații de sacrificiu, ca să spunem așa, care au prins primul război mondial, al doilea război mondial, în care inamicul, într-adevăr, era în tranșeu din fața ta, dar iată că și generația noastră ne-a fost dat, domnul Sigla, să luptăm cu un inamic care nu este în tranșeu, este în atmosferă. Și sperăm că Maica Domnului și Bunul Dumnezeu ne va ajuta să scăpăm în curând de el, pentru că e păcat să scurteze existența omului o nenorocire din asta. Și vorbim de zona de, adică perioada războiului, vorbim și de, putem să amintim aici de conflictul, primul conflict mondial, primul război mondial, războiul mare, cum s-a numit, și vorbim de aici de pandemia din perioada primului război mondial, da, care a secerat milioane de vieți. Da, pentru că nici nu au fost condițiile, da, și sperăm și ne rugăm la Bunul Dumnezeu ca să scăpăm și de această pandemie, la care nu ne-am fi așteptat. Am citit foarte multe, am văzut filme, ne-am documentat, dar niciodată n-am crezut că noi, da, de noi vom trăi aceste vremuri. Da, e vorba de aflarea adevărului, ce s-a întâmplat în urmă cu 76 de ani, chiar s-a aniversat această crimă, ca să spun așa, că o să vedeți când vedeți în documentar, că nu poți să numești decât crimă, la adresa umanității, ca să spun așa, și încă o dată s-a demonstrat că atunci când lumea este condusă, chiar am două cărți în bibliotecă, care acești nebuni care ne guvernează, una și acești dezaxați care ne-a guvernat. Ei, când doi criminali, și aici mă gândesc la Hitler și la Stalin, au reușit să ajungă în fruntea națiilor și să producă ce au produs. Nenorociri. Da, sigur că această tragedie a etniei germane se poate pune la fel ca și Holocaustul, ca celelalte genocide, da, contra populației rome și tot ceea ce s-a întâmplat în perioada aceea, în timpul războiului mondial, dar și după, perioada de după război mondial, foametea și tot ce s-a întâmplat, cooperativizarea forțată și toate aceste victime. Noi, generația de astăzi, suntem datori ca să luptăm, să ne aducem aminte de fiecare dată de tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, cu toți, indiferent de nație, de religie, la căruia au aparținut, și să luptăm pentru ca niciodată să nu se mai repete acest lucru. Acesta este, de fapt, scopul. Fiindcă
și în cadrul etniei germane, istoria etniei germane, una din cele mai crunte perioade a fost aceasta a deportării. Sigur că 15% din populația germană de pe teritoriul României a pactat cu perioada nazistă, cu hitlerismul, cu național-socialismul. Dar cei 80, restul de 85% ale etniei germane n-a avut nimic de a face cu absolut politica. Și, practic, aceste 85% din această populație germană, din România, au plătit sigur pentru cei 15%. În momentul când Stalin a cerut reconstrucția Rusiei, a cerut și 100.000 de etnici germani care să participe la această reconstrucție și în ce sector, în ce ținut. Da, deci în anii, abia în anii 60 s-a reușit ca această perioadă a deportării să fie trecută în cărțile de muncă. Până atunci nici nu era recunoscut anii aceia petrecuți în Uniunea Sovietică, nu erau recunoscuți niciunde. Deci nu putea să o adaugi la anii de pensie sau la... Deci nu aveam nicio recunoaștere. Abia în anii 60, statul român a recunoscut acei ani și a trecut în cartea de muncă, muncă pentru reconstrucția Uniunii Sovietice. Acest lucru prima dată l-am citit în cartea de muncă a bunicului meu. Știam așa foarte vag, fiindcă bunicul meu nu prea a vorbit. Bunicul meu li s-a interzis cu desăvârșire când s-au întors înapoi, da, să vorbească. Nu a vorbit. Fica domina societății. Eu țin minte numai că la masa de prânz, duminica, când eram toată familia în jurul mesei de prânz, după biserică am venit acasă, mâncam. De multe ori bunicul meu nu mânca cartofi. Și tot îmi întrebam eu, copil mic fiind, de ce nu mănâncă cartofi? Păi am mâncat coș de cartofi 5 ani de zile. Nici nu mai am vrut să mai văd, când am ajuns acasă, să mai văd cartofi. Sau varză, sau frunze de varză. Sau, sigur că, dar sunt aceste lucruri. Și abia atunci când am avut pentru prima dată cartea de muncă a bunicului meu și am citit acolo muncă pentru reconstrucția Uniunii Sovietice, atunci am întrebat, dar nici atunci nu o prea povestit. Familiarizat cu problematica acestei deportări, am fost abia după 1990, când s-a putut vorbi deschis despre această tragedie. Deci până în 90, foarte vag am aflat, nici nu mai aveai voie să publici ceva sau să auzi la radio sau la televiziune. Era o tematică... Sau să pui o placă memorială sau ceva. Era... Deci în perioada când au fost cei deportați, deci trebuie spus că la început, deci din județul Caraș-Severin au fost deportați în jur de 90.000 de etnici germani, de pe întreg teritoriul județului. În total, și 75.000, cifrele sunt orientative, 75.000. Din aceștia, 10% n-au mai venit acasă, au murit. Au murit pe timpul transportului până acolo, au murit acolo sau au murit pe drumul de întoarcere. În momentul de față, în județul Caraș-Severin, de fapt în Banatul Montan, fiindcă aici totdeauna eu includ în Banatul Montan și Orșova, ca făcând parte din Banatul Montan. Și din punct de vedere geografic, așa Orșova considerat, aparține Banatului Montan. În acest politic punct a fost despărțit. Da. Deci în Banatul Montan, în momentul de față, mai trăiesc 15 etnici germani care au fost deportați. Din care 7 în Reșița, câte 2 în Bocșa, în Caransebeș, și câte unul în Văliuc și în Și au plecat Gărâna. Și în Germania, dar nu mai trăiesc. În Germania nu mai trăiesc. Deci doar aici cei 7 în Reșița, 15 în județ. Din cei 7 care trăiesc în Reșița, doar două persoane sunt cele care au fost cu adevărat deportate, începând cu 1945, fiindcă celelalte 5 persoane s-au născut în perioadă. Fiindcă în ultimii 2 ani, a început să existe această posibilitate ca ei să trăiască împreună, bărbați și femei, să-și ghebeze acolo mici familii și atunci sigur că au conceput și copii. Deci, practic, pot să spui că din cei 7 care mai trăiesc astăzi, care mai sunt în viață, 2 au fost efectiv deportați și 5 s-au născut în perioada deportării. Cred că sunt în sentimentul meu în această călătorie să spunem, să rugăm Maica Domnului și Bunul Dumnezeu
care e și pentru noi și pentru Enia Germană, să-i odinească pe cei plecați acolo în ceruri și pe cei care puțin în numeri pe două mâini care mai sunt în viață, să le dea Maica Domnului putere și sănătate. Și regretabil că au trecut prin acest coșmar. Da, deci, cum am spus, sigur că eu astăzi vorbesc și cu alte prieteni, săptămâna trecută, când am organizat mai multe manifestări, vorbesc despre etnia germană, despre această deportare. Dar același respect am și pentru cei care au trăit Holocaustul, cei care au avut parte de alte... Pentru cei care au trăit Sighetul, Aiudul, Piteștiul... Da, pentru toți deținuții politici, da, și Bărăganul. Da, deci, da. Anul acesta vom împlini 70 de ani de la deportarea în Bărăgana bănățenilor. Unde au fost și etnici. Au fost și români, și sârbi, și da, cehi, și germani, toți care au stat, care au locuit în zona de graniță, 20 de kilometri de-a lungul graniței. Și au avut o brumă de avere prin muncă cinstită, da, pentru că, domnul Sigla, dragi prieteni, eu am crescut de la 5 ani în comuna Tigvaniu Mare, care da, era altă, de altă nuanță, ca să spun da, așa. Ei, și de micuț copil așa mi-a fost dat să urmăresc familiile care au venit din Bărăgan. Le-a luat tot. Când au plecat, au plecat în Batistă, cum au plecat deportații, da? Ei, când au venit înapoi, prin muncă, să știți, au fost tot din nou ajuns, după o perioadă, în fruntea satului. Prin muncă, da, țineți. Și au venit niște nenorociți care aveau două clase, da? Și pe oamenii ăștia i-a trimis în Bărăgan pe mari clerici a noștri și credincioși care nu și-au trădat strămoșii și credința, au murit prin pușcăriile de la Sighet, Aiud, Pitești și prin mine la lucru, exact ca deportații. Da? Și ăștia trebuie spuse și trebuie recunoștință veșnică acestor oameni care nu și-au trădat credința și nu și-au trădat personalitatea lor de a fi și au rezistat la, și au, chiar cu moartea. Au plătit cu moartea. Astăzi am vorbit, chiar astăzi, în după amiaza aceasta, am vorbit la telefon cu doamna Cornelia Fetea, cea care este președinta Asociației Foștilor Deținuți Politici și Deportați în Bărăgan, în județul Caraș-Severin. Însă e din Oravița și împreună organizăm manifestări comemorative pentru 70 de ani de la deportarea în Bărăgan. Anul trecut ați fost cu Jurma la Oravița. Da. Și a doua zi a fost aici Călător fără bilet. Și vă promit că o să duc pe doamna Fetea. Ar fi interesant. Aici, la emisiunea da, dumneavoastră, să vorbim și despre această deportare în Bărăgan. Fiindcă merită și aceasta evidențiată, pusă în plan central. Și doamna Lia Iepure de la Timișoara da, insistă foarte mult pe... Deci, o să facem emisiuni și cu deportarea da, în Bărăgan. Mi-ar fi drag. Astăzi am adus aici, dacă îmi permiteți, un joc de domino. O să rog pe Alin să prezinte mai aproape, dacă se poate. Cu care s-au jucat ca să uite de vitregiile deportării, acolo seara când au mai ajuns acasă în lagărele respective, s-au mai jucate. Este un joc de domino care l-am primit din partea domnului profesor universitar dr. Martin Olaru, primit și dânsul de la un deportat din acea perioadă. De asemenea, am aici o mică ramă. O ramă pe care scrie Ural 1946. Această ramă a fost confecționată de deportări, de un deportat în 1946, probabil pentru a introduce aici fotografia mamei sale, iubitei sale sau fiicei sale sau băiatului său rămas acasă. Și de asemenea am adus foarte multe scrisori pe care le am în scrisori transmise din perioada deportării prin Crucea Roșie, că era sistemul scrisorilor de Crucea Roșie în perioada aceea. Nu e că au ajuns. În primul
deci puteți să vă închipuiți, deci au fost duși, au fost deportați băieți și bărbați între 17 și 45 de ani apți de muncă și fete, femei între 18 și 30 de ani. Și în primul an, nici cei care au plecat de aici n-au mai avut nicio informație despre cei lăsați acasă, dar nici și cei de acasă n-au mai avut nicio informație de ceea ce s-a întâmplat, unde au ajuns aceștia. Și abia după 2 ani au avut voie să scrie aceste scrisori și aceste scrisori erau cenzurate, că aici aveau voie să scrie numai câteva cuvinte, era exact nominal câte cuvinte aveau voie să scrie și trebuiau să scrie cât de bine e. Da, că lucrează pentru reconstrucția. Nu plecau fratele, dacă nu erau citite. Și, fratele mare, Uniunea Sovietică. Am aici o carte, un roman, de fapt, domnul Sigla, dragi prieteni telespectatori, Marta se intitulează, unde domnul Ștefan Eling din Timișoara prezintă așa o frumoasă, după o frumoasă poveste de dragoste, povestește și începuturile acestui dezastru și spune aici, să ascultați, dragii mei, în noaptea aceea, dintre 12 și 13 ianuarie 1945, am adormit buștean și ne-am trezit pe la orele 4 dimineața, când am auzit niște lovituri puternice în fereastră și în poartă. Când am auzit loviturile care făceau să vibreze și geamul și poarta, un gând m-a izbit ca un fulger. Au venit să mă ridice. Deschideți repede. Aici i-a luat, i-a lăsat câteva minute să-și ia ce și-au lăsat și i-a spus să ia mâncare. După aceea i-a dus pe anumite zone, pe anumite școli, i-au cazat, sau aici la noi, la școala de beton. La casa muncitorească. Și unde a stat o zi, i-a urcat în trenurile bou vagon de animale, da? Și o să vedeți în documentarul, că e de groază ce o să auziți și ce o să vedeți. Cei care au fost interviați la acea vreme erau în viață atunci. Și acum, din păcate, nu mai sunt, Dumnezeu să-i odinească, sufletul lor în ceruri, dar mărturile foarte importante rămân, foarte importante. Și aici, în cartea asta, povestește înțelegerea care era atunci, în momentul ăla, în ianuarie, decembrie, ianuarie, între români și etniile germane. La o familie de nemți se pregătea, cum se pregătească așa cu gogoașe, cu ăstea, așa, sărbătoarea. Și odată a auzit o colindă la geam, care era cu copii și adolescenți români. S-a dus în cămara familiei, care a văzut că totdeauna neamțul și înainte și românul avea în cămară de toate, așa puse frumos acolo de la fumător, le punea în cămară. S-a dus și le-a pus în coșul de noiele. Deci a fost o înțelegere, o atmosferă caldă. Și toți se bucurau de venirea Crăciunului și a venit marea furtună peste toți. Și mai ales în momentul ăla pentru etnicii germani. Da, care... domnul colonel, deci ce vă spun acum, anul ăsta n-am amintit la toate întâlnirile comemorative. Au fost cazuri în care români, au vrut să ajute etnia germană, pe etnicii germani, ca să nu fie deportați și tinerii s-au căsătorit cu nemțoaice, aceleași au luat numele de familie românesc și au scăpat de deportare. Soldatul român i-a spus unui tânăr, care e ultimul, Anton, care dă interviu, așa, soldatul român când a venit i-a spus, fugi. Deci a încercat să se salveze. Și el, cu speranța că mama lui se zbătea să scoată o adeverință medicală în care să nu fie, avea 17 ani, rețineți. El a răsperat că și în momentul în care mama lui a venit cu adeverința aia, el era în bou vagon și se uita acolo pe spertura aia dintre scânduri și mama lui făcea cu adeverința și trenul se punea în mișcare. Ce trăiri pot să fie ăsta? Spuneți dumneavoastră, dragi. Da, au fugit, sunt cazuri în care au fugit. Și atunci au venit de singur înapoi, fiindcă i-au luat părinții, bătrânii, care au rămas acasă, i-au luat pe ei. Și atunci tânărul respectiv a spus, decât să-l ia pe tatăl meu, care are 60 de ani sau 70 de ani și moare acolo, mai bine mă duc eu, poate am o șansă să trăiesc. O să vadă telespectatorii. Domnul Țigla, la câtele album sunteți? Acesta este al 105-lea album.
carte, a 105-a publicație pe care am editat-o până în prezent, este din nou o carte album. Vreau să prezinte această carte, album, prezintă monumentele și plăcile memoriale pentru cei deportați din Banat, Transilvania, Transilvania de Nord și o parte din Germania. Da, este vorba despre o nouă apariție editorială pe care am terminat-o în urmă cu câteva zile, editată la editura Banatul Montan din Reșița și cuprinde toate monumentele dedicate deportării etnicilor germani, construite sau plăci comemorative dezvelite în România, deci în toate regiunile unde trăiesc etnici germani, dar și realizate, confecționate de etnici germani din România, stabiliți în Germania, acum pe teritoriul Germaniei. Este o carte unicat, care se dorește a fi o carte documentară, în care putem să vizualizăm tot ceea ce s-a întâmplat, mai ales după 1990, în ceea ce privește amintirea, ca astfel de evenimente să nu fie șterse din conștiința oamenilor, în primul rând pentru a spune în mod răspicat a nu se mai întâmpla niciodată. Absolut. Domnul Sigla, eu vă mulțumesc pentru participarea în direct alături de telespectatorii noștri. Am considerat de bun simț acest moment, pentru că cu bune, cu rele, pentru că în istorie au fost și greșeli și de partea unora și de partea altora, dar nu poate să plătească o etnie care era așezată pe meleaguri ăștia de 200 de ani și care a participat la industrializarea zonei, care, de, cum am spus, mai spus-o când a fost domnul Sigla și a mai spus-o, de la industrie și merge și pe Semeringul Bănățean, să vedeți plăcerile acolo, cam ce nume sunt acolo, trebuie să recunoaștem asta. De la industria performantă care a început cu UDR-ul și cu toate în Reșița, până la prăjituri au lăsat urme și lasă urme de civilizație, de bun simț, de bună înțelegere cu românii, cu maghiarii, cu romii, așa, ca să nu îi omitem și pe ei, da? Și o să rugăm împreună cu dumneavoastră, domnul Sigla, să rugăm pe Alin să pună publicitatea, după care să urmărească documentarul care este carte de învățătură, ca să spun așa, un documentar de învățătură, dacă aveți dumneavoastră să transmiteți. Da, așa vreau să spun, acest documentar a fost realizat de Banat Media, de acest studio, în urma unui proiect pe care l-au realizat împreună cu Universitatea Aurel Vraicu din Arad, la care am participat și eu și echipa Banat Media a fost afirmat atât în țară, cât și în Reșița, cât și în străinătate și chiar merită să ne reîmprospătăm memoria cu ceea ce... Și vedeți ce inspirație? Pentru că cei care dau interviu nu mai sunt. Ori aceste clipe trebuie înregistrate și transmise periodic, așa. Tocmai ce spuneam și eu, ce a spus și domnul, să nu se mai repete în istorie niciodată. Mulțumesc frumos! O seară plăcută!